Doamnelor și domnilor, avem o informație de ultimă oră de breaking news. Întâlnire de taină între liderul Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, și liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Cei doi vechi inamici discută chiar acum în vechiul sediu al liberalilor de pe Bulevardul Aviatorilor, astfel încât să evite camerele de luat vederi și jurnaliștii. Proaspăt desemnat, premierul Orban se luptă să obțină susținerea parlamentară pentru viitorul său cabinet. Ce ar putea să se întâmple acolo, ne spune Xenia Croitoru, care este în direct prin telefon cu noi. Xenia, bună ziua! Bun găsit, Ana, bun găsit tuturor! Sunt discuții și negocieri, pentru că, așa cum spuneam, au început deja negocierile lui Ludovic Orban, premierul desemnat, cu partidele parlamentare, negocieri care ar trebui să stabilească dacă partidele care au votat la moțiunea de cenzură vor vota și executivul în momentul în care acesta va veni în Parlament. Sunt discuții, asta pentru că fiecare partid în parte are anumite pretenții și își dorește să fie respectate anumite reguli în programul de guvernare al liberalilor. De exemplu, în acest moment, Ludovic Orban și Călin Popescu-Tăriceanu ar putea discuta despre faptul că ALDE nu își dorește ordonanțe de urgență pe justiție, pentru că își dorește respectarea rezultatului referendumului pe justiție, acel referendum cerut de Klaus Iohannis, de exemplu, și menținerea cotei unice de impozitare. Ar fi câteva dintre pretențiile, să spunem așa, posibil discutate de liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, cu Ludovic Orban, premierul desemnat. Sunt discuții și vor fi discuții și cu celelalte formațiuni politice. Astăzi ar trebui să se vadă în jurul orei 16 Ludovic Orban și cu cei de la PMP, cu Eugen Tomac mai exact, pentru a discuta și ce își doresc cei de la PMP, iar mâine ar trebui să continue aceste negocieri, ar trebui ca liberalii să se vadă și cu cei de la USR, pentru că am văzut cei de la USR au și o serie de măsuri care ar dori să fie respectate în viitorul executiv și vor să se lămurească dacă Ludovic Orban le va susține aceste dorințe. Vom vedea până la urmă care vor fi concluziile acestor întâlniri. Cert este că fiecare întâlnire este foarte importantă, dat fiind faptul că, spuneam, toate partidele care au votat moțiunea de cenzură și care se consultă în acest moment cu liberalii ar trebui să acorde votul pentru viitorul executiv. Săptămâna viitoare, marți sau miercuri, ar trebui să fie gata cabinetul pe care îl formează Ludovic Orban și vom vedea și când va fi votul său în Parlament. În urmă cu puțin timp, Xenia, cei de la ALDE au postat un mesaj pe pagina lor de Facebook în care este citată o declarație făcută de președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, care spune așa: aseară am avut o discuție cu toți parlamentarii ALDE, o discuție lungă și foarte utilă pentru a ne contura poziția pe care o vom adopta la discuțiile cu delegația PNL. Mă aștept ca în aceste zile, spune Tăriceanu, Ludovic Orban în calitate de premier desemnat să vină la o discuție pentru care noi deja am schițat în linii mari condițiile pe care le avem pentru susținerea guvernului. Așadar, această întâlnire are loc chiar în aceste momente. Am declarat de principiu că, da, putem susține un guvern, dar nu necondiționat. Vom avea un set de condiții, fără ordonanțe de urgență, pentru a respecta rezultatul referendumului, menținerea cotei unice. Vreau să știm exact care sunt proiectele mari de infrastructură pe care urmează să se concentreze efortul bugetar al viitorului guvern, nu numai efortul bugetar, dar și de organizare și de urmărire a lucrărilor și probabil vor mai fi și altele pe care le vom discuta la reuniunea pe care sperăm să o avem. Probabil Tăriceanu, Xenia, așteaptă de la Ludovic Orban, fost ministru al transporturilor, care s-a aflat în opoziție în această perioadă, un plan structurat foarte clar în ceea ce privește infrastructura din România. Xenia, Orban are acest plan
sau nu? Nu știm momentan dacă are și doresc cei din PNL, desigur, să facă și un plan pentru infrastructură, însă în acest moment se conturează acel program de guvernare, pentru că el va trebui prezentat tuturor partenerilor politici. Este o schemă pe care o vor prezenta tuturor și, dacă îmi permis, chiar în aceste momente, Ludovic Orban părăsește sediul ALDE din Aviatorilor. A avut o discuție, spuneam, cu Ksenia, să vedem dacă face declarații. Face nu declarații. Sunt declarații, nu sunt declarații, este în mașină, are și SPP domnul Ludovic Orban începând de astăzi, pentru că are dreptul să ceară protecție și pază, dar prin faptul că este premierul desemnat, legea îi oferă această posibilitate. Spuneam, a fost o discuție de taină între Ludovic Orban și Călin Popescu-Tăriceanu. Vom afla probabil în orele următoare care au fost discuțiile și dacă cei din ALDE vor decide să susțină executivul la vot în Parlament. Urmează, Ana, în jurul orei 16, ca Ludovic Orban, spuneam puțin mai devreme, să se vadă și cu cei de la PMP, așadar așteptăm și acea întâlnire, vom vedea și acolo care sunt concluziile. Până... urmează zile de foc pentru liberali. Mulțumim, Ksenia. Ksenia este la vechiul sediu al Partidului Național Liberal. Vom avea imagini de acolo. Înțeleg că jurnaliștii n-au putut să se apropie de Ludovic Orban în momentul în care acesta a părăsit clădirea în urma unei întâlniri cu Călin Popescu-Tăriceanu, întâlnire de care jurnaliștii au aflat, deși înțeleg că ar fi trebuit să fie oarecum secretă. Ludovic Orban urmează să se întâlnească astăzi și cu cei de la PMP. Pe în scurt timp, deocamdată, guvernul liberal este conturat în jurul liberalilor și cu câteva portofolii pentru partidul condus de așa numitul Petrov. Călin Popescu-Tăriceanu pune o condiție clară pentru ca ALDE să susțină guvernul, din executiv să nu facă parte oamenii lui Petrov, dacă tot l-am adus în discuție. Este a doua solicitare în acest sens, după ce ieri UDMR a avut aceeași atitudine. Tăriceanu îi cere de asemenea lui Ludovic Orban să promită că nu va schimba regulile în justiție prin ordonanțe de urgență, mai exact să respecte referendumul lui Klaus Iohannis. Nu vom vota un guvern din care să facă parte PMP-ul, pentru că PMP-ul condus de turnătorul securității Petrov nu are ce să caute la 30 de ani într-un guvern în România, care are nevoie totuși și de o anumită curățenie morală. Pentru ALDE, dacă se încearcă orice formulă de a se interveni iarăși cu ordonanță de urgență în justiție, atunci nu putem acorda sprijinul pentru formarea guvernului.